Să intrăm în profunzimea temei, aș vrea să vă spun ceva ce discutam așa succint și înainte de emisiune, referitor la faptul că nu a mai plouat de mult, că am auzit declarații conform cărora vor ieși preoții pentru a susține acele slujbe ce vor aduce ploaia. Și mai sunt și cărcotașii care spun, pe da, normal, s-a anunțat deja pe meteo că în acest weekend vor veni ploile. La meteo s-a anunțat că vine sfârșitul lumii și n-a venit. La meteo s-a anunțat cupola de foc și n-a venit. La meteo s-a anunțat ultima caldiculă din viața veacului, a anii nemai întâlnită în România. Acum 10, 11, 20 de ani în urmă au fost tot temperaturi de 40 de grade. Dar problematica nu e asta. Preoții pot să facă rugăciuni de ploaie când vor ei, nu-i oprește nimeni. Scopul rugăciunilor de ploaie este o recunoaștere că Dumnezeu poate gestiona văzduhul, dacă punem în paralel cu conspirațiile, da? Cu harp sau cum se cheamă antenele alea care produc unde electromagnetice, perdea electromagnetică care fură nori sau îi poate duce undeva și nu știu ce le face sau îi bombardează cu racheta și îi trimite și nu lasă ploaia. Se constată adeseori că toate aceste elemente științifice sunt contrazise de câte o rupere din nori care șterge un sat doi. Când o rupere din nori nenorocește o anumită regiune, și uitați-vă, Germania este un stat civilizat și educat și tehnologizat. Ați văzut când s-a inervat Dunărea pe acolo, pe undeva, pe la Dunavort, că am fost chiar cu ochii mei și am văzut, mi-a explicat părintele de acolo, a fost apa de 5 metri în sat, în sătucul respectiv. Și n-au intervenit, deci n-a intervenit știința. Deci noi ne rugăm când vrem noi și suntem datori a ne ruga în toată vremea. Chiar eu personal le-am spus la băbuții, băi, ca să coacă pâinea și floarea soarelui, să avem unde lemn și grâu, care e hrana, baza, trebuie să faceți câte o rugăciune, să vină o ploaie care să dea un pic de rod și bob în grăunte și să coacă și să umpli miezul la floarea soarelui. Dar asta nu înseamnă că dacă m-am rugat eu trebuie să și plouă. Asta nu și înseamnă că dacă nu m-am rugat eu nu o să plouă. Iar ceea ce spune meteo este o probabilitate destul de înțeleaptă, pentru că avem sateliți și știința au demonstrat pe unde se mișcă marșa din nori, dar noi nu putem demonstra cum vrea Dumnezeu să o miști. Câteodată poți să o miști cu totul în altă parte unde nu te aștepți. Ei au spus că va fi o caniculă de cel puțin 2 luni și a avut doar 5 zile. Așa că cărcotașilor le recomandăm un singur lucru. Nu scuipați în sus, că vă cade în față. Dumnezeu nu se lasă batjocorit de oameni. Vai de cel ce va cădea în mâna Dumnezeului celui viu când se va judeca cu el. Cine râde de Dumnezeu, râde de el însuși. Ce părere aveți despre aceste temperaturi? Că mai sunt persoane care spun că niciodată nu au mai fost călduri atât de mari. Nu există. Deci aceste temperaturi sunt rezultatul științei. Dacă vă aduceți aminte și nu o spun eu, Bulevardul Ștefan cel Mare, când avea niște tei uriași, mergeai prin umbră, era o splendoare. Acum am văzut că sunt tinerei puși din nou, dar sunt mai mici teluți, încă nu produc acea umbră de care e nevoie. Unde sunt copaci și Ceaușescu n-a fost tâmpit, așa cum l-am socotit noi, și toate drumurile și șoselele țării aveau plopi de o parte și de alta, că atunci când e duhoarea aia mare, asfaltul să nu se încingă sau să nu se topească, că n-aveam drumuri așa ca acum, acum sunt mai lates, cu 3 benzi, cu 4 benzi, le auzim pe oameni, vai de mine, zice, s-a încins asfaltul, dar normal că s-a încins, dacă nu e umbră de vânt nicăieri, soarele nu înclină de nicăieri, măcar o rază de umbră, deci tot ce a contact cu masa, deci trebuie să fie oglindă ca să producă refracție, adică să întoarcă înapoi, dar tot ce a impact, deci sunt fierbântă și avem un experiment, nu eu îl spun, rugați-i pe specialiștii agronomi, că dacă vin aici în emisiune, am văzut că băieții cu agricultura, să vă explici, pajii ăștia, tine la sol, maxim 25 de grade. Pânul cosit scapă deja spre 30 de grade, dacă ai tăiat iarba. Iar dacă pământul este gol, arat și grăpat ca pentru semănat, duce până la 40 de grade. Deci asta e rolul naturii pe care noi o distrugem. Fiecare metru pătrat de asfalt înseamnă o bucățică de grad în plus la căldură. Și închipuiți-vă că orașul Iași e un imens bloc de beton care atunci când se încinge, el dă aerul ăla de seră care nu e de la soare, ci e din noxa de la mașină, e din betonul care s-a înfierbântat, din sticla geamurilor care s-a înfierbântat, din
eșapamentul care iese din căldura motoarelor și chiar și temperatura care o degajă omul. Și trebuie să ne asumăm. De ce sub un pomișor? Mergeți dumneavoastră, luați un termometru de ăsta din mână, legați-l cu o sârmă ca să nu-l atingeți și stați sub un pom și o să vedeți că sunt 3-4 grade minus. Și doar e umbrița lui, cât o face el, atât. Asta e rolul naturii. Deci noi să protejăm natura. Dacă oamenii vor să se simtă bine când e cald, încercați în mediul dumneavoastră unde ar fi să îngrijiți copaci. Copacii sunt, de fapt, aerele condiționate ale planetei. Ca să-și spun, pădurile sunt plămânii planetei. Ce aduce Sfântul Ilie? Ploi. Peste voia meteo și peste voia rugăciunii preoților și peste voia cărcotașilor. El este stăpânul norilor din cer, bate cu biciu, cum spunea în vechime bunica mea. Și intră mai în casă că pocnește Sfântul Ilie din ghici, vrei să te pălească, să te trăsnească. Asta era vorba de la țară. Deci Sfântul Ilie este cel mai mare proroc al Vechiului Testament și nu mare, că sunt mai mulți. Este și Ezechiel și Ieremia și este și Isaia și Ilie. Deci nu sunt la întâmplare. Ilie este numit, de fapt, și de drept, liturgistul Vechiului Testament. El face un lucru care nu l-a mai făcut nimeni. Face acea jertfă unicat din muntele Carmel, care rămâne ca mărturie la Cartea Regilor și îndrăcește răutatea lui Ahab și Izabela, Ahab fiind rege izraelian, dar Izabela fiind păgână, a adus-o cu tot cu idoli în Ierusalim și avea închinarea la Baal. Și s-a răzvrătit Ilie atât de mult și a vorbit cu Dumnezeu și a spus nu se poate așa ceva, acest popor trebuie pedepsit. De unde vine Ilie? El vine din Tezvi. Tatăl său se numea Sadoc. Mama sa când l-a născut a sesizat că acest copil nu bea lapte la țâță, ci îngerii îl hrănesc cu flăcări de foc. Nu știa ce e asta. Atunci tatăl său s-a dus și a întrebat la templu și a spus lasă-l că va fi un mare om. E un semn. Ca drept dovadă că a fost mare om, a ajuns proroc, dar a ajuns un proroc atât de puternic a reușit să vorbească cu Dumnezeu. E cea mai tare, asta e cea mai tare chestiune. Să vorbească Dumnezeu cu tine cum vorbim noi la emisiune. Și ce îi spune Ilie când ajunge profet în Israel lui Dumnezeu? Doamne, poporul ăsta dacă nu-l pedepsim, nu se cumințe. Acum vin și întreb pe meteorologi, pe oricare ar fi toți oamenii științifici. Ierusalim are o temperatură între 40 și 50 de grade pe zi. Și gândiți-vă că 3 ani și jumătate, nu 5 zile, o săptămână cât a fost la noi. Pe dacă ar fi fost televiziunile pe vremea lui Ilie, aruncau oamenii de pe stânci, capul jos, să sinucidea. Nu. 3 ani și jumătate n-a dat un strop de ploaie. Exact cum spune în Sfânta Scriptură. Cerul s-a făcut ca rama și pământul ca fierul de desubt. Și au început să piară oamenii, dobitoacele, păsările, animalele. Și Dumnezeu, care e bunătate, a zis, Ilie, nu-i cam mult? Doamne, lasă-i pe toți să piară. Ăștia nu cred în tine. Nu, Ilie, potolește-te. Mai am încă 7.000 care se închină mie. Ori fi însemnând acei 7.000 de drepți, noi nu luăm literile Scripturii ca atare, e un număr simbolic. Și în clipa respectivă, ce credeți că se întâmplă? Îi ceri Ilie lui Dumnezeu, Doamne, hai să facem cumva ca poporul să te cunoască pe tine. Și Dumnezeu îi dă poruncă, ce să fac? Să duce în muntele Carmel, caut un platou curat, pune 12 pietre, sapă șanț, pune apă, ca să nu zici că focul e de la soare, de la căldură, pune nuiele, snopi de nuiele, pune un bou de jertfă, le spune la popii idolești, popii lui Ahab și a Izabelei, rugați-vă ca Dumnezeu vostru să coboare foc din cer peste jertfa aceasta. S-au rugat aia zile întregi, trec peste glumițile de rigoare, că nu asta e esența discuției. Una din ele sună frumos. Băi, păi Dumnezeu vostru e ocupat cu altceva din nu dă niciun. Și după 3 zile de rugăciune, și Sfântul Ilie face cea mai mare epicleză a Vechiului Testament, chemând Duhul Sfânt pe pământ. Doamne Dumnezeul meu, coboară foc din cer peste jertfa aceasta
lumea să cunoască că Tu ești singurul și adevăratul Dumnezeu și eu adevăratul Tău slujitor. Odată așa o cascadă mare de foc, o mistui toți și bou și pietre și jertfe și a rămas o groapă mare ca de jeratic plină de cenușă încinsă. Ilie, blând din fire, a luat sabia și a dumicat toți popii idolești la râul Cherit, nu știu cum se cheamă râul ăla, avea o denumire și i-a tăiat pe toți, în sute. Când a auzit Ahab și Izabela, au nebunit. Să-l caute, să-l omoare. Dumnezeu i-a spus, fugi, să te ascunde. Și s-a dus și s-a ascuns unde astăzi este mănăstirea Sfântul Ioan Iacob Hozevitul la Gheorghe de la Hozeva, în Valea Hozevei. Acolo cine ajunge la mănăstirea respectivă urcă pe niște scări și dă în peștera Sfântului Ilie. Acolo a stat Ilie și l-a hrănit corbii cu pâine și cu carne. Simbolul Vechiului și Noului Testament. Era o reînchipuire a ceea ce înseamnă trecerea de la carnea, cum spune psalmistul David. Oare voi mânca carne de taur și sânge de țap voi bea? Nu. Amele păsările cerului, amei sunt pești mării, dobitoacele câmpului sau hiarele câmpului, amele sunt pajiștea, sau cum spune, folosește un termen frumos, frumusețea țarinii cu mine este.